Potrivit parchetului general, în cursul zilei de 10 iunie, procurorii secției de urmărire penală și criminalistică au dispus efectuarea 45 de percheziții domiciliare în București și în alte 24 de județe, printre care și Buzău. Pe tema acțiunii a vorbit în cadrul unei declarații de presă directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR. Dosare complexe în care se efectuează cercetări privind în principal infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor și contrabandă. Astfel, într-un dosar aflat în supravegherea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii. La Buzău, perchizițiile au fost desfășurate de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice la Hanul Vânătorilor, deținut de tatăl celui care patronează clinica din capitală. S-a finalizat percheziția? Potrivit unor informații, polițiștii ar fi ridicat de la Han mai multe înscrisuri, ustensile folosite cu ocazia operațiunilor de înfrumusețare și sume de bani. Clinica vizată de oamenii legii ar aparține lui Valentin Burada, fiul patronului Hanului Vânătorilor. Vis-a-vis de acțiunea polițiștilor, reprezentanții Hanului nu au vrut să ofere detalii. Auziți? Domnul! Domnul! După finalizarea cercetărilor, polițiștii au anunțat că vor conduce la audieri persoanele vizate în anchetă. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Activitățile desfășurate în cursul zilei de astăzi sunt în contextul măsurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infracționalității de orice fel și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Printre cei care au recomandat de-a lungul timpului serviciile din clinica respectivă se numără Bianca Drăgușanu, Mihai Mitoșeru, Loredana Chivu, Ana Maria Prodan și Julia Jianu.